Iată-ne împreună, în fața unui capitol, un, o piatră de mozaic extraordinar de valoroasă pentru cunoașterea modului în care trăiau oamenii atunci. Suntem, dragul meu, într-o emisiune pâinea acea de toate zile și studiem Scriptura, dar nu studiem doar ca să aflăm cei bine și cei rău, evident, ci mai ales să învățăm de la cei care au trăit atunci să ne lărgim înțelesul, orizontul culturii spirituale și să plecăm mai luminați din aceste întâlniri. Suntem la capitolul 23 din Cartea Genesei și discutam modul în care se petreceau la data aceea tranzacțiile, negocierile. Evenimentul ne poartă spre catafalcul sarei. Citim în vesetul întâi, doar așa să avem idee, Viața Sarei a fost de 127 de ani, aceștia sunt anii vieții Sarei. Iar în versetul 3, Avram a venit să o plângă și acum s-a sculat dinaintea moartei sale și a vorbit astfel lui Het, Hetiții adică. Eu sunt străin și venetic printre voi, dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi. Data trecută am rămas a ațintiți asupra acestei imagini atât de semnificative, care vorbește despre tine și despre mine. Am cunoscut, hai să spun, istoria lui Alexandru cel Mare. Am fugit de la cineva de azi cu gândul înapoi la mai bine vorbesc despre Alexandru cel Mare. Acesta a fost uh, cel mai redutabil uh, imperator sau cuceritor al lumii antice, unul din cei mai mari. El este acela care a unit India cu Grecia și imperiul lui se, știu eu, se extindea în toată lumea, așa numită lume civilizată, care este cât de cât cunoscută istoriei. Ei bine, Alexandru Macedon moare la 33, 34 de ani, și la moartea lui a poruncit ca să fie dus la mormânt pe umeri de către doctori. În al doilea rând, pe tot drumul s-arunce în urma lui bogății: tezaurul, aur, bijuterii, brățări, monede, deci tot drumul de la casa lui, din cortul unde a murit și până la mormânt, care era o distanță semnificativă, să fie presărat aruncând în urma lui aur. Și în al treilea rând, să-i scoată dreapta și stânga din afara sicriului și ducând să-i se bălângăne mâinile în jurul sicriului. Și Casandru, unul din cei mai apropiați general ai săi, i-a spus, împărate, de ce vrei? De ce vrei tu ca să facem această demonstrație și în acest fel. Și l-a spus ca lumea să înțeleagă trei lucruri. Unu, medicii să împoarte catafalcul ca să știe lumea cât de neputincioși sunt medicii în fața bolii și a morții. Că nu zic niște oameni neputincioși. Ei să poarte. Doi, să aruncați aurul în spatele coșciucului meu. Știți de ce? Ca să știe toți Caurul nu le-au cu mine. Că tot ce adunăm pe pământ este doar un abur care trece, care pleacă de la noi. Și în al treilea rând, ca să știți că acolo unde merg eu, nu iau cu mine nimic. Da, dintr-un punct de vedere e adevărat. Și totuși, noi ducem cu noi două lucruri extraordinare pentru care eu nu mi-aș scoate mâinile din coșciug. Unu, duc cu mine raportul vieții mele, acel raport de așa cum am fost eu, după care eu voi fi judecat. Eu nu plec fără nimic, plec cu raportul vieții, dar mai plec cu un lucru cu adevărat care îmi dă speranță, cu un caracter pe care Dumnezeu l-a lucrat în mine, nu eu, eu doar am fost gazda și am permis lui să modeleze caracterul. Iar această conștiență, că eu sunt pe pământ doar să-mi achiziționez un caracter, mă face să trăiesc viața unui străin și călător pe pământ. L-am întrebat pe un prieten al meu, de unde ești? Și l-a spus, de, din multe locuri și de nicăieri. Adică, cum? Unde te-ai născut? Păi, Părinții mei m-au născut undeva, dar nici nu știu unde, că după aia s-au mutat. Și copilării mei am petrecut-o aici, dincolo și dincolo. Am luat de fiecare, din fiecare loc câte un crâmpei în sufletul meu. În cursul vieții mele de om căsătorit, am schimbat 17 domicilii. Am parcurs din Ardeal până în Turnul Severin, până în Bra București. Am fost peste tot. Eu nu am un loc. Aparțin întregului pământ și nicăieri. Iar în evrei, spune, noi suntem străini și călători, exact cum Avram a spus. Fiilor lui Het, voi sunteți de-ai pământului, eu sunt de-al cerului. Și atât concepția aceasta de străin și călător nu este ceva nou, nu este ceva așa de la creștin încoace. Uite, sunt două texte foarte semnificative. În 1 Cronici 29 cu 15 spune: Înaintea ta, zice evreul care are, are un cămin, înaintea ta, noi suntem niște străini ca toți părinții noștri. Iar în Psalmul 39 cu 12, David spune: Căci sunt un străin înaintea ta, un pribiag ca toți părinții mei. Dragul meu. E un mare câștig. Să știi că ești flotant. Ești doar pentru o vreme. Și că tot ce ai este o paranteză. Iar adevărul, realitatea, mai reală decât haina de pe mine sau pâinea ce o mănânc, este relația cu Dumnezeu care îmi cioplește și îmi cizelează un caracter ca să fiu asemenea lui Hristos. Pentru că scrie în 1 Ioan 2,6 Căci cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Hai să facem un pas mai departe și să vedem ce au răspuns lui Avram, fiul lui Het. Vesetul 5 și 6. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram. Ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta și așa mai departe. Ascultă numai puțin. Deci, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Hu! Ce contrast! Avram spune, eu sunt un străin și venetic, iar cei de-ai casă zic, tu, ha. noi suntem țărână, noi suntem muște, tu ești ca un domnitor al lui Ahveh, al lui Elohim, al Celui Atotputernic în mijlocul nostru. Noi uităm la tine de jos, cu respect. Aș vrea să insist asupra termenului Domnitor al lui Dumnezeu. Să știi că am văzut oameni smeriți, oameni care n aveau distincții. Mă gândesc la o femeie. Noi îi spunem Tanti Margareta. Eu, mătușică, poate a trecut de 60 de ani, 65. E o femeie zâmbitoare tot timpul și la casa, în casa ei, oricine vine, este ajutat, slujit și nu pleacă cu mâna goală. La un moment dat vorbeau niște femei, a venit un cetățean, spune: ziua! Aș putea și eu pentru o zi să găsesc o gazdă, și că du-te la Margareta la pocăita. Ia, ia, pe toată lumea. Și câini, și oameni, și tot. Ia, to ia, la toată lumea. Nu-i frumos să apari ca unul care ești mai mare, poți să gestionezi lucrurile și gestionez în direcția lui Dumnezeu un domnitor stăpânești? în puterea și pe principiile lui Dumnezeu. Ceea ce face un om să fie cu adevărat domnitor al lui Dumnezeu între oameni este această poziție. El mic și smerit, sunt un străin și venetic, iar el e privit în această poziție ca fiind o reflectare, o oglindă care reflectă razele luminii lui Dumnezeu într-o lume care nu au știe despre el. Vreau să vă spun o altă istorie. a al lui Dumnezeu, care merge mână în mână cu smerenia extremă. Într-o vreme, timp de patru ani, am fost relocat în Dobrogea, în reședința în Tulcea și am slujit toată partea de, de nord, de la jumătatea a doua a Dobrogei. Și în localitatea Mireasa locuia o femeie. I se spunea tanti Lenuța. Lenuța Murgu. Nu știu dacă mai trăiește. Probabil de aceea și zic numele. Femeia aceasta era deja bunică. Avea și a ce -i trebuia, dar nu-i ajungea. Pentru că Copiii ei, care erau mai mulți, era văduvă, aveau nevoie de sprijinul matern și ea făcea și mustul și pregătea borcane pentru, sea, pentru iarnă și la un moment dat nevoile financiare, strâmtorarea era pe vremea lui Ceaușescu, anii 80, a obligat-o să se angajeze la drumuri și s-a angajat ca lucrătoare necalificată la sapă, la lopată, la târnăcop. Și era o femeie la vreo 50 ceva de ani. Când a ajuns femeia, o femeie, între huidumacii de la drumuri, ăștia s-au apucat -au să ia peste picior. Nu știu cât a lucrat, câteva luni, că n-a mai suportat. Șase luni, opt luni, poate sub un an. Dar ori de câte ori mergea acolo, îi făcea o figură. Ia tăcea și nu spunea nimic. Ba încă venea cu, cu mâncare și zicea, da, hai băieți, luați și voi o plăcintă, luați și voi o felie de cozonac. Ăia luau, dar o înțăpau. Și când a mai putut, tantile Nuța s-a retras acasă, poate că și-a rotunjit nevoile, e destul și unul care lucra pe cilindru, pe cilindru. Este uh, compresorul acela care uh, compactează drumul înainte ca să se pietri și înainte să se toarne asfaltul. Mi-a spus, auzi, a fost pe la noi una, Lenuța, Lenuța Murgu. Dar știi, după ce a plecat, ce vorbeau băieții. Băieții aia răi de gură, cu limbă neagră, știi ce ziceau ei? Auzi, bă! Îi ziceau lui Miron, lui ăsta, de pe compresor, de pe cilindru. Auzi, bă! Aia da, sfântă! Aia da, pocăită! Aia da, domn al lui Dumnezeu, domnitor al lui Dumnezeu, în ipostaza smereniei și a umilinței lui Avram, eu sunt un străin și venetic între voi. Și ea zic, ba, în această ipostază, tu ești un domnitor al lui Dumnezeu. Nu-i frumos? Niciodată un om care își desface pieptul și devine autocrat și devine unul care bate cu pumnul în masă, nu o să fie recunoscut ca copil al lui Dumnezeu. Și Hristos spunea în Evanghelia după Matei 11 cu 29 Luați jugul meu spre voastră și învățați de la mine două lucruri care Interesant, că doar, duc, două, doar două lucruri spune să învățăm de la el. Învățați de la mine că sunt blând și smerit. Blândețea față de oameni, smerenia înaintea lui Dumnezeu. Smerit, un om smerit e și blând. Blând și smerit. Pe verticală și pe orizontală, singura atitudine de copil al lui Dumnezeu. Dar să știi că sensul de rog imagine, sensul de domnitor al lui Dumnezeu are și un alt, are și o altă interpretare. În limba ebraică, nășia Elohim, însemnează prinț sau domn, al lui Elohim e Dumnezeu. Dar cuvântul Dumnezeu vine de la rădăcina El Eloh, Eloh, care însemnează ce? Ea privește. Nășia Elohim, Elohim e puternic de acolo, Dumnezeu e cel atotputernic. S-ar putea traduce: Tu ești un prinț puternic, așa te-ar unele versiuni ale Bibliei, tu ești un Domnitor puternic în mijlocul nostru. Vă să zic că hetiții din jur Priveau spre uh, Avram ca, nu ca un venetic, un golan, adică gol. Un sărac care cere ceva, ci ca unul care este chiar amenințător prin forța pe care o poate desfășura. Voi știți cine a fost Avram. Este cel care i-a bătut pe temuții împărați ai Elamului Chedor la Omer. El este cel care a eliberat pe împăratul Sodomei și al Gomorei din mâinile lor. Este cel care i-a urmărit până aproape de, de Sidon pe acești. Împărat, și i-a căsăpit. Temete de el, e un prinț puternic. Și atât că acest prinț puternic vine smerit și ne cere un loc. Puterea vine de pe genunchi. Și dacă tu vrei să fii puternic, puternic în sensul acelei puteri care se impune, tu știi că autoritatea nu se pretinde. Respectă-mă, hai, respectă-mă, nu merge. Autoritatea se, se afirmă de la Sine. E recunoscută ca tare, nu e construită, nu este uh, solicitată, ci este acordată pentru valoarea pe care omul o are. În Geneza 23, Avram zice, eu sunt un străin și venitic. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi ca să-mi îngrop moarta. Păi, Avrame, de ce te milogești? De niște cananiți, păgâni? Când tu ai moșia, ca satan a luat-o nimeni, e în ur, acolo sunt și mormintele părinților tăi, de ce nu te întorci înapoi în ur? Știi câtă cale ar fi de la ur? La data aceea existau îmbălsămători și, și Iosif a fost îmbălsămat în Egipt și dus cale lungă până în Canaan. De ce nu te duci și tu pe drumul scurt prin pustie, prin deșert, e o, o autostradă prin deșert, ia-ți moarta și în două săptămâni, trei, ești acolo. Deci, ce? De ce? Pentru că eu nu mai aparțin urului. Eu aparțin țării făgăduite. Iar locul meu, prin credință, aparține acestui loc, acestui tărâm, acestei țări, care acum nu e a mea, dar va fi a mea. Și eu vreau să pun aici un țăruș. Un țăruș că eu aparțin acestui loc. Eu am nevoie de un loc aici și nu de unde am plecat. Frumos când? Și el spune, dați-mi un loc de ca să în îngrop. Adică groapă și bagă în groapă. Apropo, știi care erau cele patru elemente în așa numitele elemente din care se compunea lumea, cele patru substanțe, în gândirea antică, și grecii au marșat pe ea, dar asta e vechi, vechi din Egipt, Babilon. Cele patru elemente din vechime erau, privește ecranul, aerul, deci văzduhul, apa, deci aerul, apa, pământul cu verdeața și focul, focul, care mistuie tot. Te întreb pe tine, cum erau, știu eu, înhumați oamenii în Antichitate? Oameni în Babilonia, în Egipt, sigur, unii erau îngropați. Dar era și o anumită știu, o dorință legată de sensul fiecărui element. Privește! În timp ce focul mistuie și ridică în văzduh și nu mai lasă nimic pe pământ, te înalță, îngroparea te coboară. Păgânii, în general, mai ales în, în zona Cananului, erau incinerați, erau arși. Și asta era legată de sensul pe care focul îl dădea, te înălța, te mistuie și te transformă în eter. În eter, nu ceva mai apropiat de zei. În timp ce credincioșii cuvântului urmașii lui Dumnezeu sau poporului lui Dumnezeu pleca de la o altă concepție, a acelei reciclări din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce, de unde eu te voi învia în ziua de apoi, în ziua aceea. Așa vorbea Iov, chiar dacă carnea mea se va nimici, ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Și Avram cere, nu foc, putea să-și ardă soția moartă, decedată, el a spus nu, vreau un loc de îngropare și un loc care să fie marcat în țara făgăduinței. Și ascultă acum răspunsul fiilor lui Het. Cine erau fiii lui Het? Niște cananiți. Cananiții, un popor dezmățat, barbar. Poate m-a îngrăbit. Poate n-au fost chiar barbari. Poate că au fost mulți dintre cananiți care în urma influenței lui Avram, au răspuns pozitiv apelului Ducului Sfânt în inima lor. Ascultă ce zic fiii lui Het. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram. Citesc. Ascultă, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. îngroapă moarta în cel mai bun din mormintele sau cavourile noastre, nici unul dintre noi nu te va opri să-ți îngrop moarta în mormântul lui. Eu sunt uimit. Ăștia sunt barbari? Ăștia păgâni? Nu mă miră că Dumnezeu i-a iubit și pe ei. Nu mă miră că, deși Dumnezeu a promis lui Avram, pământul e al tău. Nu i-a dat pământul, pentru că încă nu venise clipa de a trece acești păgând dincolo de posibilitatea salvărilor. Și a spus nu acum, peste patru neamuri trebuie să mai treacă timp, să mai strâng ce pot dintre ei, să mă mai cunoască, să fie salvați și ei. Și, pe urmă, când nu mai e șansă pentru ei, când trăiesc degeaba pe pământ, am să spun Exitus, am să pun capac și voi veți lua Canaanul. Mă uimește câtă galanterie, câtă bunăvoință, nu o întâlnire între două bande, băștinașii și invadatorii. Auzi, în crofa în cel mai bun mormânt și niciunul nu te va opri. Așa e că este o imagine bună care evocă demnitate și rafinament în dialog. Versetul 7. Avram s-a sculat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea filului lui Het și l-a vorbit astfel. Dacă a găsiți cu cale să-mi îngrop moarta și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Zohar, să-mi dea peștera Macpela, care-i a lui și care este chiar la barginea ogorului lui, să-mi o dea în schimbul prețului ei ca să-mi slujească drept loc de îngropare în mijlocul vostru. Avram putea folosi foarte bine, bine mersi, ca vouă altuia. Aici sunt cananitul străbun, bunicul, fiul și aici este copilul lui Dumnezeu în rând cu ei. Și a spus nu. Păgânii cred în sufletul morților. O să vină să facă tot felul de sluj și slujbe. Eu nu vreau să mă împărtășesc cu închinarea la morți sau la închinarea la duhuri și demoni. Eu nu vreau să-mi amestec relația cu Dumnezeu și cultul meu cu cultul păgânilor. Și el cere nu altceva decât Cere un loc. Și a și ochit, un mormânt, un cavou nou născut, adică abia făcut, și în care n-a mai fost pus nimeni. Și dorea un lucru, ca cei care erau la poarta cetății, și anume fiul lui uh, Het, să vorbească cu Ecron, și anume Efron, rectific, Efron, fiul lui Sohar și anume să fie martori, mediatori, pentru că nicio tranzacție nu se putea încheia, cum arată imaginea, fără să existe martori publici. Asta este. De ce la poartă? Acolo erau oamenii care au adunați, acolo mergeau și veneau de la câmp, hetiții, cananiții, iar acolo la poartă se încheiau tranzacțiile de față cu martorii cei mulți. Nu e acesta peștera, nu e aceasta peștera Macpela, dar am arătat cam cum ar fi putut să arate un loc de îngropare la marginea ogorului. Textul spune mai departe că Efron era și el acolo în mijlocul firului Het. Și Efron, hetitul, a răspuns lui Avram în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Nu, domnul meu, ascultă-mă, îți dăruiesc ogorul și ți-l dăruiesc și îți dăruiesc și peștera care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu și îngroapă-ți moarta. Regret că nu pot merge mai departe din cauza timpului. Dar aceste cuvinte sună atât de nobil, atât de elegante, cu atâta generozitate. Mi-am săpat și eu, mi-am făcut o casă și eu cum îți dau casa ție? Mi-am săpat peștera, îți dau peștera ție. Asta spune ceva poate despre felul în care oamenii din vechime se respectau. Și mă întreb, de ce astăzi, în cetatea civilizației și a tehnologiei, ne respectăm atât de puțin. Zilele trecute mergeam un, într-un sat pierdut, drum de țară, desfundat. Doi cetățeni veneau de la câmp cu sapele sau greblele în spinare. Geamul meu era deschis. Ei se uitau țintă la mine. Iar eu mi-am amintit că la țară se salută toți și necunoscuții. Și au zis, bună ziua, oameni buni! Și s-au oprit și au zis, bună ziua! mai e ceva din respectul, din bunăvoința și, știu eu, considerația pe care în vechime oamenii și-o arătau unii altora. Și nu uita, era vorba de două neamuri străine. Gândește de pe cine ai în jur. Și ce ar fi dacă de azi înainte, când îl întâlnești pe scară sau o întâlnești la lift, să-ți pui sărut mâna sau bună ziua. Poate că viața se va face mai frumoasă. Vrei să încerci? Eu da. Cu bine. Ați venit, prieteni, la un studiu pe care îl derulăm la pas. Un studiu al cărții genezei. Oamenii știu, cei care cercetează modul în care funcționează etajul superior sau mintea omului, că noi unele lucruri le ținem minte, altele le uităm. Și s-a constatat că există două tipuri de memorie, de fapt sunt trei, dar de al treilea e minor, nu discutăm: memoria pe termen scurt sau mediu, să zic așa, câteva săptămâni, și memoria pe termen lung. Știți care e deosebirea dintre cele două? Memoria pe termen relativ scurt este o memorie electrică și stabilește niște trasee. Pe baza impulsurilor electrice ale neuronilor. În schimb, memoria pe termen lung este bazată pe reacțiile chimice din creier. Și aceea este o memorie care rămâne. E ca și când ai arde un DVD sau un CD. E ars și ars pentru totdeauna. Deosebirea dintre cele două este că memoria pe termen scurt este rațională. Am înțeles un lucru. Memoria pe termen lung, cea biochimică care arde circuitele, care le fixează, este una trăită, emoțională. Și dacă te gândești la primele tale amintiri, ce ți minte? Vei, vei vedea că ți amintești de evenimentele dureroase sau fericite ale copilăriei tale. Acest lucru este valabil mai ales atunci când ne ocupăm de carte. Și de ce atât de multă lume nu își găsește sensul și rădăcina în cuvânt? Pentru că o citesc cum se citește orice material, orice literatură, se citește, da, am înțeles și a, ah, am uitat. Atunci însă când insiști și trăiești, când, când te implici iar cuvântul devine sau pasajul o parte din tine, când stabilești un dialog cu el și trăiești acel eveniment, nu însemnează dramatic cu transpirație, dar îl trăiești, atunci se arde ceva în mintea noastră. Iar judecățile și deciziile pe care noi le luăm, toate se bazează pe bagajul informativ. Dacă în mintea mea am băgat gunoaie, voi face rațiuni întemeiat pe aceste elemente și voi cântări și voi lua decizii rușinoase. Dacă însă bag în mintea mea și asimilez lucruri frumoase, adevărate, valori, atunci judecățile mele vor fi acordate după diapazonul cerului. Iată de ce, prietenul meu, mergem atât de încet încât am ajuns după 200 și vreo 50 ceva de misiuni, abia la Geneza 23. Geneza 23 este un uh, capitol care dezbate exclusiv istoria Sarei, a soției lui Avram. Și ca să nu citesc tot ce am explicat deja data trecută, am să spun foarte scurt Că Sara, această soție care a trecut și ea printr-un val, printr-o succesiune de uh, uh, experiențe care au clădit-o, care au zidit-o în credință, care au făcut să treacă din penumbra necredinței în lumină, Sara a murit. Și discutam faptul că. Uh, Ea se afla la Chiriat Arba sau Hebronul de astăzi, iar Avram din Berșeba, unde s-a dus coile, a ajuns în cele din urmă la uh, ea ca să o plângă și să o înmormânteze. Și am ajuns la următorul fragment. Am să recitesc versetul 8 și 9 ca să mergem mai departe. Și le-a vorbit astfel. Dacă găsiți cu cale să mă îngrop moarta și să iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efrom, Efron, fiul lui Țohar, să-mi dea peștera Macpela, care-i a lui și care este chiar la marginea ogorului lui, să-mi o dea în schimbul prețului ei, ca să-mi slujească drept loc de îngropare în mijlocul vostru. Ce face Avram? negociază, discută, tratează cu localnicii care erau o, știu eu, o formație de hitiți în mijlocul cananiților. Amalgamarea națiunilor este dintotdeauna națiuni mai nomade, merg, caută pășuni, au ajuns într-un loc, au loc schimburi etnice, schimburi culturale și așa mai departe. Și în versetul 10, aici este punctul în care am ajuns noi, Efron era și el în mijlocul fiilor lui Het. Foarte interesant. Avram nu roagă pe Efron. Avram roagă pe mai mari cetăți poporul care stătea la poartă, cei care aveau căderea să emită judecăți sau decizii. Efron era și el acolo în mijlocul fiilor lui Het. Și acum mă opresc întrebându-mă: De ce Avram n-a întrebat direct pe Efron? De ce nu i-a cerut lui această favoare și a vorbit către mai mari, către cei care erau la poarta la locul la scaunul în care se luau deciziile cetății? Aceasta era uh, maniera, uh, era modul în care făceai apel la cei împuterniciți să mijlocească. Era rolul de mediator și poate că nu numai atunci, dar și astăzi există această practică atunci când vinzi o casă sau un bun, să chem un intermediar care să stabilească dialogul termenii ca să se cadă la un voială. Și iată că Efron, citeam în versetul 10, era și el acolo în mijlocul firului Het, și Efron, hetitul, a răspuns lui Avraam, în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Nu, domnul meu, ascultă-mă, îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peștera care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor în lodului meu și îngroapă-ți moarta. Dragii mei, dacă vă amintiți în ce Epocă suntem noi. Unii zic a bronzului mijlociu, depinde de modul în care evaluează, alții a bronzului uh, târziu. Ce maniere, ce eleganță, ce discuții, ce dispoziție de a fi binefăcător, de a-ți oferi gratuit. Uneori rămânem uimiți de barbaria de astăzi, în contrast cu cavalerismul, cu noblețea oamenilor din timpul acela. Și atât că Efron, un păgân, un hitit, apare în acest rol atât de, atât de, maestos și catifelat de un om care trăiește cu amărăciunea unui văduv, unuia care și-a pierdut ce a avut mai aproape de sufletul, de inima lui, soția, și e gata să ofere ogorul nu ogorul, peștera, dar e dispusă de a și ogorul în care era peștera nouă pregătită, în care nu mai fusese depus niciun decetat. Ei bine, mă, mă reține însă de la această concluzie un cuvânt. Efron a răspuns, și aici spune, în auzul fiilor lui Het și al tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Nu -ți spune ție ceva mai mult? Nu spune faptul că uh, aici nu era doar o relație efron avram un păgân și un om al lui Dumnezeu era aici un spectacol. Și dacă tu vrei să apară în ochii lumii, oare cum te vei purta? Am aici o imagine foarte nostimă. Binefăcătorul public întotdeauna Vrea să fie văzut, vrea să fie apreciat, să fie pus pe fotoliul meritoriului al celui care are cu luna bunătății și al binefacerii. Și efron care, sigur, era manierat, era politicos, e totuși un oriental care știe cum să joace o relație cu cei din jur, în primul rând, și apoi și cu un individ. Nu știu dacă ai fost vreodată în Orient, dacă ai fost pe la Turci, sau dacă ai fost vreodată prin Israel, de exemplu, să vezi numai negustorii, cât de amabil, cât de așa, parcă ești singurul de pe lume și toată simpatia pentru tine, fac orice, toată simpatia, toată, cum să spun condescendența doar pentru client, ci că clientul nostru, stăpânul nostru. Și de fapt, cel mână în acest teatru e, 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 e. paralele, biștarii, banii. De fapt, comerțul are această nișă a instruirii unui vânzător, a unui agent. să caute să demonstreze, să arate tuturor cât de devotat este de a sluji când de fapt îl interesează doar nu omul, nici sufletul lui, ci doar buzunarele lui. Și Efron, hetitul, după ce spune, îl determină pe Avram, cum citim în versetul 12 și 13, la următorul gest. Avram, citesc, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării și a vorbit astfel lui Efron, tot în auzul norodului țării: Ascultă-mă, te rog! Îți dau prețul ogorului, primește de la mine și îmi voi îngropa moarta în el. Și Efron, acum se vede eh, fibra lui, a răspuns astfel lui Avram: Domnul meu, ascultă-mă! O bucată de pământ de 400 de sicli de argint. Ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți, dar moarta. Observi? N-a spus că mi dai banii sau țineți banii, ce e 400. Dar în Orient se vorbește cu subtilități. Și când spune ce -aia e o bucată de pământ de, de, 400 de sicli, eh, o nimica toată. Pentru un om ca tine sau pentru un om ca mine, că eu sunt gata să pierd. Dar să vezi mai departe versetul 16. Înainte de a-l aborda, aș vrea să discut despre 400 de sicli. Ce era un siclu? Noi credeam că sicli sunt bani, monede, cum erau croițării, guldenii, ducații, napoleoni. nu, Siclul era o măsură de greutate. Putea fi siclul de aur și avea o anumită greutate, siclul de e, argint sau de aramă. Și siclul acesta, care corespundea unei cantități e, cu grâul, se măsura atunci o anumită uncie de grâu, după boabe se numărau boabele și aceasta reprezenta siclul. Și totul era echivalent. Fie în greutate, fie în valoarea acelei piese, acelei greutăți. Era mult un ciclu? Cam cum am traduce în zilele noastre, ca valoare monetară, ciclul? Îți dau câteva repere. Deci, ce este aceasta între mine și tine, 400? Adică 400 e mult sau puțin? Fii atent, un sclav îl puteai cumpăra la data lui, în epoca lui Avram, cu 20 de sicli. Au leu cât a spus Efron, cu cât a evaluat el uh, lotul acela. 400 de sicli! Și ce e pentru un om ca tine? Merg mai departe. Uh, în, în uh, anul cam 800 înainte de Hristos, Omri, un împărat al lui Israel, al regatului de nord, care s-a divizat, s-a rupt de regatul de sud, a cumpărat acest munte, așa îi zicea, munte, acest de imens, cu așezare omenească, l-a cumpărat cu șase mii de sicli muntele Samarii, de la Samar vânzătorul. Foarte interesant, șase mii. Și acum o bucățică, un teren oarecare, cu pomi cu o peșteră, cât costa? 400 de sicli. Știți care este de desuptul. Când te duci la un negustor din Orient, îți cere de 10 ori prețul unui bun. Ca negociind, știi, a, uite, da, bun, hai, hai să fie, uite, nici așa, hai mai jos, până când e dispus să-l dea pe a zecea parte din valoarea lui. Iar Efron, care este și delicat și, să spun eu, politicos, este lustruit în arta negocierii, aruncă un preț fabulos la care nici el nu se gândea că ar putea să-l obțină. Și ce urmează? Probabil că ar fi urmat o nouă plecăciune la Avram, ar fi spus, știi ce, mai lasă că uite sunt amărât. Dar cine era Avram? Era un om binecuvântat de Dumnezeu? Era un om care avea turme, avea moșii, adică moșii nu, dar avea uh, turme imense, avea rob și roabe, avea bogății. O să vedem noi în alte capitole care urmează cât de bogat era Avram, și atunci, probabil, atunci când a cerut prețul, l-a luat foarte de sus, gândindu-se că și negociatorul din partea cumpărătorului va fi e, generos. Și Avram a înțeles pe Efron, versetul 16. Avram a înțeles pe Efron. Și Avram n-a comentat nimic a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor lui Het, 400 de sicli de argint, sicli care mergeau la orice negustor. Ogorul lui Efron din Macpela, care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui, de jur în prejur, au fost întărite astfel ca mușie a lui Avram în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Hai remarcat cuvintele marcate cu portocaliu. El a cerut doar peștera. Și ar fi putut cita da foarte simplu peștera și un loc de uh, acces o potecă. Dar Efron a făcut o afacere să-ți dau doar peștera. Și apoi pământul, ai, îți sugerez să iei și pământul, să iei și copacii, pentru că se plăteau și atunci dări la fiscul timpului. Și fiecare, în funcție de numărul de copaci, numărul de pomi de pe un teritoriu, trebuie să plătească o anumită sumă. Și Efron a spus, dintr-o mișcare am rezolvat și peștera, și ogorul, și taxele. Trăiască negoțul. Mă întreb însă, nu era oare pământul acela, țara făgăduită de Dumnezeu, ca moștenire pentru Israel, pentru Abraham și seminția lui? Atunci, de ce cumpără? Mai întâi de toate, am discutat anterior că el n-a vrut să-și ducă. Soția moartă înapoi în ur, unde avea, desigur, loc de veci. Pentru că aici trebuia să fie, acasă, casa lui. Și dacă el a acceptat că aici este casa lui prin credință, a fost hotărât să facă acest lucru și prin faptă. Acesta este binomul, ca să spunem așa, nu al mântuirii. Mântuirea e doar prin credință, dar este binomul neprihănirii. Un om care are credință, întotdeauna va dubla, va proiecta, va materializa, va concretiza credința lui prin faptă. Vezi? Credință și credincioșie. Credincioșia este uh, domeniul, e talerul faptelor. Credința și credincioșia. Prin credință, dar și prin faptă. Și Avram și-a obținut, cu ocazia îngrupării uh, soției lui, primul petec din pământul făgăduit care era al lui și de drept și de fapt. După aceea, spune versetul 19, Avram a îngropat pe Sara nevastă -sa, în peșterea din ogorul Macpela, care este față în față cu Mambre, adică Hebron, în țara Canaan. Văd cu ochii minții cum tribul lui Avram, cu rude și cu sclavi, cu robi, robi ai familiei, familiei, familiali, vin o îngroapă pe Sara, astupă cu un bolovan cu rapeșterii. În timpul domniei lui Rot cel Mare, care era doar pe jumătate evreu, acest Irod, ca să placă iudeilor, a construit o știu eu, clădire, un fel de mausoleu în dreptul mormântului Macpela. Iată cum arăta Macpela în epoca cruciaților. Cruciații care și ei, știu eu, plin de venerare față de anceștri biblici, față de personajele biblice, au, au reconstruit și au înălțat turnurile peșterii Macpela a mausoleului. Așa arată el astăzi. În mijlocul orașului Hebron, un oraș foarte legat de sufletul evreilor, dar se află în teritoriu stăpânit de palestinieni. Dacă vrei să urci înăuntru, trebuie să știi că numai în anumite zile se poate vizita. Și nu mormântul, atenție, ci doar cenotaful patriarhilor. Ce este un cenotaf? Când mergi pe marginea drumului, pe șosea, vezi din când în când cruci cu un nume, unele sunt dichisite, altele sunt doar de lemn. Nu e acolo mormântul celui pe care le vocă crucea, ci acolo s-a întâmplat ceva. Și atunci marchează și locul acela fără să fi fost mormânt. Cam asta este un cenotaf. Este un punct de amintire că a murit și a fost îngropat, dar nu aici. O să vedeți unde este și mormântul lui Isaac și mormântul lui Avram. Acesta este cenotaful lui Isaac, acesta este cenotaful lui Avram. adică un memorial, un semn de aduce la minte. Iar dacă vrei să ajungi înăuntru, n-ai să poți. Doar arabii intră acolo, nici iudeii, niciun nici un european n-a intrat decât prin înaintea celui de-al primului război mondial, a intrat regele Angliei. Dar dacă pătrunzi dincolo de aceste porți, ajungi la o intrare tip puț, intrare verticală în adevărata peșteră Macpela, pentru că toată construcția este doar deasupra. Cum arată? Nu știu. Dar acolo ne vom mai întâlni cu acest loc. Sunt îngropați Avram, Leia, o să vedeți că soția lui Iacov, nepotului lui Avram, nu este îngropat acolo, este Isaac îngropat acolo și sunt alte fețe ale patriarhilor. Versetul 20 este versetul de încheiere al capitolului 23: Ogorul și peștera din el. Au fost întărite astfel lui Avram ca o gor pentru înmormântare de către fiii lui Het. Aici se încheie, dragii mei, un capitol care descoperă viața, descoperă uh, obiceiurile timpului care sunt atât de specifice, atât de semnificative pentru noi ca să înțelegem tot ce însemnează epoca lui Avram. Data viitoare însă ne aștept un capitol extraordinar. Te invit să nu lipsești. La revedere! Iată-ne, dragul meu prieten, din nou în alertul pas al studiului profund și lent, e alert, pentru că ne cercetă mintea în același timp, este liniștit și profund, a adânc al cuvântului lui Dumnezeu. Și am ajuns la Genesa, capitolul 24. Data trecută ți-am făgăduit că lucrul acesta va aduce un subiect delicios. Aș putea spune că Geneza 24 este unul din capitolele de temelie fundamentale pentru timpul nostru. O să spun, iară vorbim de cicli, iar vorbim de sicli, iar vorbim de hitit și de obiceiuri de negociere orientale. Noi trăim în Occident, suntem europeni. Să știi că Biblia, Sfânta Scriptură, este atât de actuală pentru că temele pe care le dezbate ea sunt temele noastre. Și în al doilea rând, direcțiile sau uh, liniile de forță sau nervurile gândirii, principiile, sunt principiile lui Dumnezeu. Și ori de câte ori întâlnim o situație care are asemănare e o paralelă cu timpul nostru, soluția pe care Dumnezeu o dă, fie printr-un caz negativ din care să înveți, fie dintr-o aplicație pozitivă a gândirii, a voii lui Dumnezeu, sunt pentru noi stele și puncte de reper, borne ale gândirii sănătoase. Capitolul 24 tratează un subiect extrem de acut, care este valabil pentru adolescenți, E valabil pentru tine, e valabil pentru uh, oameni căsătoriți, chiar și pentru ei, și pentru cei care îndrumă generația tânără pe linia sănătoasă, pe drumul cel bun în viață. Să citim și să descoperim. Deci, citesc Geneza 24, versetul 1. Avram era bătrân înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Îl văd pe bătrânul care până ieri era împreună cu Sara în cortul lui, acum trecuseră câțiva ani de când era singur. Observi că un om care ajunge la perialvi, la senectute, nu-i bântuit de Alzheimer, nici de depresie. Chiar dacă nu mai are pe cei iubiți, el are speranță. Chiar dacă nu mai are oamenii care l-au iubit lângă el, el are pe Dumnezeu care încă îl iubește și este aproape de el. Și Avram, deși cu aripa frântă, Sara nu mai e. Avram este binecuvântat. Știți ce este binecuvântarea lui Dumnezeu? Te gândești la bani, mașină, apartamente, sejururi pe coasta de azur. Acelea sunt doar oportunități și cadre. Dar în toate aceste locuri, într-un apartament de lux, am fost odată într-un castel, nu știu dacă știi ce e castel, nu castel medieval, un castel construit uh, timp de 10 ani unei cunoștințe. M-a dus în castel. Te simțeai atât de mic strivit de mărețiile, de dimensiunile uh, holului, ale tavanului. Ei bine, în caselul acela era un om nenorocit. Avea de toate și a venit la mine să, să mă duc la el, să mă rugat să-l vizitez, ca să pot să-i desfac funile care îi strângeau sufletul până la chin. Săracul om. Deci, ce este o binecuvântare? În primul rând, ea se decantează pe plan spiritual. Ai auzit de pace. Pace. Îmi amintesc de un concurs, un concurs de pictură. S-a făcut în Statele Unite, prin anii 50, 1950, un concurs, după război, sigur, pacea, era pace, un concurs pe tema pace. Și au venit oamenii cu temiri ce uh, realizări, într-adevăr, remarcabile pe un câmp de luptă cu uh, câteva coifuri ruginite, o floare, pace, sau uh, un copil în brațele mamei lui, pace. Știi cine a câștigat primul întâi? Și asta înseamnă pacea lui Dumnezeu. Știi cine? Un tablou, deci Pictorul al cărui tablou prezenta o mare furtunoasă. Niște valuri care se spărgeau de o stâncă și undeva, într-o nișă a stâncii, se afla un pescăruș liniștit. În mijlocul furtunii, în mijlocul spumelor, tu stai liniștit. Trăim, într-adevăr, într-o lume trepidantă, într-o lume. Amenințătoare, agresivă, și în această lume să ai pace. Am vorbit cu un personaj public, sigur, dintr-o sferă mai apropiată mie, care spunea: Am de vorbit în fața a unor fețe înalte, fețe uh, autoritare, vin cu un program care nu mi oferă mie platforma. Ascendenței, a superiorității față de ei. Și când trebuie să vorbesc mulțimilor și celor care sunt uh, critici, ei simt. Dacă vorbesc ca un uh, nesigur care caută să câștige bunăvoință, sau dacă am pacea lui Dumnezeu. Și când vorbesc ca unul care știe ce cere, unul care are o altă autoritate mai presus decât a oamenilor. ce însemnează să fii binecuvântat. Unu, pace în suflet. Doi, să ai simțământul că drumul tău este în mâna altcuiva. Este o, un altfel de predestinație. Adică atât timp cât te lași în mâna lui, el te duce la un destin pe care el îl știe cel mai bine. Este simțământul împlinirii sensului tău. Că nu trăiești ca un vâsc pe pom ca o, știu eu, un parazit, ce ai un scop și face bine lumii din jurul tău. Vă să zic că Avram era înaintat în vârstă, fusese binecuvântat în toate și citesc versetul 2 și Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui care era îngrijitorul tuturor averilor lui. Puneți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu, Isa. Ah! Iată descoperirea. În capitolul 24 vorbește despre un subiect atât de actual, atât de arzător pentru generația care așteaptă un moment nupțial. Este vorba despre căsătorie. Ceea ce pe mine mă impresionează nu este felul în care oamenii de atunci se căstoreau ceremonii, ritualuri, nuni, nași. Nu, no. ci principiile care le-a pus Dumnezeu la temelia acestui monument spre care tinde tinerețea și pe care se construiește viitorul unui om matur. Căsătoria. Când se întâmplă acest lucru, hai să ne uităm puțin la, la firul vieții lui Avram, și să vedem exact momentul în care Avram, înaintat în vârstă, îl cheamă pe robul cel mai bătrân din casa lui. El a ieșit din ur la 75 de ani, iar când l-a dus jertfă pe Isaac, avea cam 130 de ani. Sara moare când Avram avea 137 de ani, iar la 140 de ani are loc evenimentul căsătoriei lui Isaac cu. vom vedea cu cine. Vă să zic că Avram, câți ani avea? 140 de ani, bătrân, binecuvântat, la trei ani după moartea uh, Sarei. Iar toate aceste evenimente, de la jertfila lui Isaac până la căsătoria lui Isaac, acoperă. 10 ani. Stai puțin. Și câți ani avea Isac? La câți ani e normal să te căsătorești? Uh, am un prieten, băiat bun, de altfel, foarte preocupat de meserie și pentru că a vrut să urce, să galopeze pe scara ascensiunii ierarhice și omul are, are succes, e un tip valoros a ajuns să constate la o vârstă înaintată, adică 38-40, că n-are surată pentru el. Că parcă e prea tomnatic și la 40 de ani. Pe cine mai e pentru tine? Pe cine mai poți alege la 40 de ani? Generația ta, floarea, a fost luată de alții. Tu te uiți prin buruieni sau poate prin flori mai, mai obosite. Isaac, 40 de ani. Oare Așa se căsătoreau oamenii atunci. Oare este cumva un, un pol, o, un criteriu ca și noi să amânăm căsătoria până la 40? Stai puțin. Privește-te, rog, un calcul simplu. Dacă Avram avea 140 de ani, ceea ce în termenii noștri, să spunem că ar însemna 80 de ani, atunci 40 de ani, ce echivalent ar fi pentru timpul nostru? Iată. 23. E chiar, chiar, bine, nu? Și dacă, merg mai departe, Avram a trăit 175 de ani și dacă am omologa acești 175 de ani la actualul 95, ceea ce este o vârstă metusalemică, adică foarte înaintată, aproape centenar, 40 de ani cât ar fi în, în termenii noștri, gândește la firul vieții, 22 de ani. Păi, 40 de ani era perfect. Dar mai adaug un lucru. Socotelul aceasta nu este corectă. Pentru că ar presupune că uh, un om, un tânăr, în timpul lui Avram, devine major abia la 35 de ani, până atunci copil. Nu e adevărat. Ei erau maturi, deveneau întregi la 20 de ani. Numai că până la 40. Știi ce făceau? își polizau caracterul, își polizau îndemânările și nu se grăbeau, hai, ia-ți o nevastă repede. Lăsau toate la vremea lor, pentru că atât de mult însemna să fii pregătit, să fii un zidar îndemânatic atunci când începi să-ți construiești casa. Aș vrea să ne uităm puțin la ce se întâmplă astăzi. Și am cercetat puțin analele ca să văd care este vârsta medie. S-a luat populația unei țări, cine, cine se află la cea de întâi căsătorie. Probabil că unii divorțează sau le moare partenerul și se mai căsătoresc. E a doua sau a treia căsătorie. Noi ne referim la căsătoria inaugurală prima și ar fi trebuit să fie ultima căsătorie. Iar statistica e luată din 2008-2010. Știi care este vârsta medie pentru prima căsătorie? Hai să ne uităm. Observi, în partea stângă sunt băieții, în partea dreaptă sunt fetele. Am luat trei țări din lumea a treia. Nepal, Mozambic și Filipine. Nepal, băieții la 22 de ani, fete la 18, aproape 19 ani. În Mozambic, băieții se căsătoresc la 22 de ani, Fetele la 18. În Filipine, băieți la 25, aproape 26 de ani, fetele la 19. Nu vreau să crezi, prietenul meu, nu vreau să crezi că asta se întâmplă în toată Africa. Din potrivă, sunt țări în care, datorită poate unui nivel de civilizație, se ridică plafonul primei căsătorii. Mergem mai departe. În Moldova noastră, de dincolo de Prut, adică în Basarabia, băieții la 25 de ani, fetele la 23. În Rusia, băieții la 26, fetele la 23. În Statele Unite, și aici începe să se schimbe treaba, băieții la 28 și jumătate, fetele la 26 jumate. 26 ți se pare aici în România că e cam, cam tomnatică fata. În Canada, băieții la 31 de ani, fetele la 29. Și să vezi surpriză, în China, flăcăii la 31, fetele la 29. În Germania, băieții la 33 de ani, fetele se mărită la 30 de ani. În Danemarca, aproape 35 de ani și fetele la 32 de ani. Iar în Suedia, rata e de 35 de ani, băieții, fetele 32 de ani. Sigur, te interesează România. În Ungaria, țara de lângă noi, are această rată 30-27 sau 28. Iar România, cât? Să nu îți vină ochilor să crezi. Rata media primei căsătorii în 2008-2010, în perioada aceasta, băieții la 30, aproape 31 de ani, iar fetele la 27 și jumătate. Asta este o veste bună, poate, pentru unele fete care zic am trecut de 25, sunt fată bătrână. Nu! Uite-te care este plafonul. Și acum privește în ansamblu toată această listă. Parcă cu ani în urmă eram la nivelul filipinelor și era atât de bine. De ce a ajuns acum ca în temerea unei familii, adică viitorul demografic al unei țări, să fie pusă în criză pentru căsătorii târzii? Cauze? Prima cauză. Generația de azi nu este interesată de familie, A, de relații, băieți, fete, da, de sex, da, dar nu de familie. Familia înseamnă responsabilitate. însemnează să te legi la cap, să treci de un om, cine știe dacă mâine îți mai place, iar la divorț trebuie să împarți averi, e complicat. Asta este o cauză egoistă. Și dacă în țările bogate căstoria vine atât de târziu, este pentru faptul că doresc un timp de distracție, de bucurii, de plăcere. Mai este însă o a doua cauză. Și cauza aceasta e o cauză înțeleaptă. Dacă mă întreb la ce vârstă m-am căsătorit, să nu de mine, aveam 28, intenția mea era să fiu la 30, pentru că așa era tata, tata se căsătorise la 30 de ani. Și am zis, merg și eu pe urmele tatălui meu, dar am greșit cu 2 ani, 28. Știi care este al doilea motiv? Vreau să povestesc ceva despre Henry Stanley. Henry Stanley, marele explorator de la sfârșitul secolului XIX, îți recomand să citești autobiografia lui. Este una din cele mai frumoase cărți care îți deschid lumea, orizontul uh, uman. Este atât de sincer, atât de. Onest scrisă și omul povestește chiar și frământările lui în jurul căsătoriei. Ei bine, Henry Stanley este cel care, în 1871, dacă nu mă înșel, îl găsește pe cel mai mare explorator al timpurilor moderne, dispărut de ani de zile, nu se știa nimic despre el. Îl găsește pe David Livingstone, lângă lacul Titicaca, în localitatea Ujiji. Îl găsește acolo, sigur, a fost trimis de societatea geografică britanică ca să îl găsească și l-a găsit. E bine, Henry Stanley povestește că în călătoria lui prin Grecia a întâlnit o tânără atât de educată, atât de frumoasă, cu toate calitățile, el era june, avea poate vreo 30 de ani, ia o floare care abia se deschise, se de parfum, s-a întrebat-o iau, sigur, inima lui a clocotit și a spus, Henry, tu ai un scop mai înalt. Nu-i timp să te gândești la tine. Nu ameți fetele, Dă-i pace, las-o frumos, dispari. Și Henry Stanley, fără să se angajeze, fără să promită, a găsit care ceva mai mult în viață decât să se simtă fericit. S-a căsătorit la 51 de ani. Am întâlnit în Filipine, în 1996, o fată. Nu e poza ei, dar era cam așa ceva. Mai întâi de toate era foarte plăcută la chip, era foarte pregătită, în timp ce filipinezii vorbesc o engleză foarte stâlcită, fata asta vorbea o engleză perlată, o chema Heidi Bostamante. Iar fata aceasta, fata asta era asistentă universitară la o instituție de învățământ superior din General Santos City, din insula Mindanao. E poate cea mai sudică insulă din tot arhipelagul filipinelor. Fată inteligentă, frumoasă, avea tot ce trebuia 30 de ani. Și am întrebat-o single, sigur, eu eram cu, aveam poze cu familia, nu eram interesat de o fată, dar mă interesa psihologia, de ce e single? Oare sunt chiori filipinezi de nu -o văd? Și a, zis, nu. -a spus, nu. Mi-a spus traducătorul meu, Rohelio Nomos, mi-a spus, nu, ea are un prieten, care pe, cu vreo șase ani, șapte ani în urmă a spus, haide, hai să fim o familie misionară, să lucrăm pentru Domnul și a spus: Știi ce? Eu, deocamdată, nu vreau familie. Suntem prieteni. Eu vreau să lucrez pentru Domnul, să dau tot ce am. Că dacă începe copilul, nu mai am pentru Dumnezeu nimic. Dacă mă aștepți, treaba ta. Poți să nu mă aștepți, poate ești grăbit. Dar eu, pe la 32-35, facem căsătoria. Iar el, pe o linie, ea pe altă linie, dau tot ce au. Că doresc să se consacre, să dea floarea și parfumul acelui care a făcut floarea. Și a pus în floare parfum. Am admirat-o și pe ea nu era singura din această tagmă a lor. Ei bine, sunt motive egoiste sau nobile. Motive pentru care cineva amână căsătoria. O să zic că Geneza 24 cu 2. Avram grăiește celui mai bătrân rob din casa lui, cel care era îngrijitorul tuturor averilor lui. Și ce îi zice? Du pe fiul meu Isaac în țara și la rudele mele ca să-și ia o nevastă. Să știi că dacă era scris așa, puneam împreună mâna la inimă, fericiți și am fi spus, oh, începe acum o romanță. În Biblie scrie altfel. Știi cum? Versetul 2. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, ce a zis? Du-te în țara uh, și la rudele mele să iei nevastă, să iei tu nevastă fiului meu în sac. Și acum închid cartea și stau pe gânduri. Adică vorbim aici de nuntă, vorbim de, de sărbătoarea lebedelor și trebuie un moș, o un sclav, o fi deștept, o fi bun administrator să găsească moșul o fată pentru nu o babă pentru mine, zice Avram, o fată pentru băiatul meu de 40 de ani, june. Cum vi se pare azi? Nu e așa că este grotesc, este caragios să trimiți pe cineva și să-ți vină cu fata și acum iau-o că e a ta. Dar n-am ales. Dar unde-i voința mea? Unde-i libertatea mea? Așa ceva este de neconceput în timpurile noastre. Am pledat bine? Îți spun drept că și eu am fost pus pe gânduri și eu am simțit că parcă ceva nu se potrivește cu felul meu de a gândi. Dar acum ce e greșit? Felul lui Dumnezeu de a gândi? Sau al lui Avram, care era omul lui Dumnezeu, care avea o experiență vie cu Dumnezeu, era binecuvântat? Sau felul meu și al veacului meu de a gândi? Dragul meu, să n-ai impresia că pledesc pentru desfințarea libertății individului, a liberului arbitru. Doar Dumnezeu ne-a dat libertate. Să nu crezi că accept ideea ca altul să ia decizii pentru mine. Fiecare e responsabil, răspunzător de alegerile și de viața lui. Cu această mențiune. În afară de Dumnezeu. Că, dacă Dumnezeu va fi cel care va alege, știu că El, numai El poate să aleagă bine, că eu. Nu cunosc nici ce înăuntru, văd doar coaja, văd doar uh, carcasa, carcasa unei fete. Nu știu inima ei, nu știu nici viitorul, pe unde va duce, dacă va fi una care mâine se îmbolnăvește și va fi la pat toată viața, și eu ce, mi-am luat nevastă sau un cadavru viu. Suntem în Biblie cu studiul căsătoriei. Și începând de data viitoare, vom avea bucuria să descoperim. Cum? După care criterii? Care sunt garanțiile unei alegeri sfinte, fericite, care să contribuie la o mărturie a luminii și a dragostei lui Dumnezeu între oameni? Închid cartea și mă pregătesc de oprire cu un cuvânt. Îți propun până data viitoare. Să parcurgi tot capitolul 24, e un capitol frumos, foarte frumos. Este, dacă vrei, una din cele mai e, filigranate capitole, cu multe detalii semnificative. Gândește-te tu și apoi, după ce vei fi citit capitolul 24, să ne întâlnim față în față și să descoperim comori. Ca să fim bogați sufletește, să avem pacea și binecuvântarea Lui. Não vai